jumătate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. Astăzi avem 800 de euro și un curcan de 15 kg care poate fi al Magdei, dacă nu mă înșel. Bună dimineața! Bună! Bună, Magda! Hey. Bună, Magda! Curcanul e de la Peneș Curcanul, să știi. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa. Am înțeles, mulțumesc! Gata, te auzim, e perfect, totul în regulă. Ce faci, Magda? Mulțumesc, bine. Tocmai mă pregăteam să plec la serviciu. Ah, grozav! Unde la serviciu? Lucrez la o societate comercială. Da? Ce faci? La administrativ. Bravo, domnule, la administrativ. Și cât faci tu până la serviciu? 10 minute, cred. Oh, ce boie, ce boierie. Practic, locuiești în același bloc, cum ar veni. Asta în ziua de azi. Nu chiar. În ziua de azi, asta e mare lucru. Cred că ai emoții, nu? Am foarte mare emoții. Haide, mă, nu se poate. Fetelor, să nu mai aveți emoții când intrați cu noi în direct. Am remarcat că doamnele și domnișoarele, în general, sunt foarte emoționate. Da. Fetelor, nouă ne e foarte drag de voi. Noi nu mă părem golani. Să știți că noi suntem timizi. Suntem niște băieți buni. Și doar nu prefacem așa golani. Aiurea. Dacă ne luați tare, nici nu știm ce să zicem. Și mie mi-este foarte drag de voi. Vă ascult cu drag în fiecare dimineață. Vă mulțumim. Asta e foarte bine. Mulțumim frumos. Da. Și pe parcursul zilei, când e posibil, am căștile și vă ascult. Vezi, mă, ce răbdătoare e Magda. Răbdare are ea cu noi. Hai să începem, Magda. Ești pregătită? Mult succes! Da. Mulțumesc. Hai. Hai că poți. Tot ce știi, transformă în mii. Peneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. 100 de euro. Pentru 100 de euro în dimineața asta, Magda, dacă tu ne asculți atât de mult, sper ca și în dimineața asta să ne fi ascultat de la început și să fi fost pe fază. Magda, ce ministru din Guvernul României a demisionat aseară din funcție? Ministrul Învățământului. Cum îl cheamă? Sorin Câmpeanu. Cine ți-a șoptit? Soțul meu. Bună, de ce nu ne-ai spus că ești cu soțul? Bună dimineața, soțul! M-ați întrebat! Care mai e treaba, soțul? Totul e în regulă. Totul e în regulă, uite, vezi. Salut, soțul! Cum îl cheamă pe soțul, Magda? Cezar. 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 Ave. Ai fost pe fază. Da. E fiert pe învățământ, Cezar. Da. Da. Felicitări! Ai 100 de euro, Magda. Da. Da. Serios? Pe acum cuvânt? Ai de ales între 100 și 200 de euro. Mergem mai departe. Bravo. E normal. Exact. Frumos. Te-am auzit și te-am pierdut. 200 de euro. Să trăiască administrativ. Cezar, cu ce se ocupă? Este pensionar. Ok. Am înțeles. Deci lucrează de acasă. Știe tot. Da. Bun. Pe atunci, Magda și Cezar. E tot din fandomul Europa FM, să zic așa, a doua întrebare de astăzi. Solistul cărei trupe este Cornel Ilie? Vanc. Sunteți fani, înțeleg, adică ați spus într-un glas. Fani, fani. Da. Pleacă, o, mâine o să-mi trec. Da. Da, uite așa, ați ajuns la 200 de euro foarte ușor. Felicitări, bravo! Mulțumim! Plăcere! Azi vă spun sincer că e ușor cap-coadă, adică nu... Bine, Doamne ajută! E vineri, s-a resetat ieri concursul. Da. Bine, în general e ușor, trebuie doar să fii inspirat. S-a resetat și Luca, a pus chiar întrebări ușoare. Să fii și pe subiect. Ce facem, 200 sau 400? 400. Bun! Bravo, Magda! 400 de euro. Hai că poți, hai că poți, concentrează-te. Da. Da, da. Pentru 400 de euro în dimineața asta, Magda și Cezar, să ne spuneți în ce țară se află faimosul sit arheologic de la Petra. N-am înțeles. Petra, unde e Petra? Iordania. Petra? Iordania.
Zice Cezar acolo, Cezar de 5 ori. Cezar era disperat, efectiv. Iordania, Iordania. Pedra? Unde, de unde? Iordania. Cum, Pedra? Iordania. Cezar, mai poți? Frate. Cezar, fii mai ferm. Da. Ai avut mare noroc. Ia zi, Cezar, greu cu Magda, a? E când ea ia o hotărâre... Foarte emoționată. Emoționată tare, a? Da, de la emoții, da, sunt convins. Da, da, da. De la emoțiile Dar... Cezar a avut dreptate. Ah, în ultimul moment... Bravo, Magda! Avem tot mai des situația asta cu ultimul moment. Da. Știi? Sezonul ăsta chiar s-a întâmplat de multe ori să fie chiar la limita extremă. Da, ai 400 de euro, Magda. Mai multe are Cezar în momentul de față. Nu e adevărat, iar are Magda, că ea a răspuns. Eu pe ea am auzit-o. Da. Hai că merge bine. Eu zic să pregătești semnalul de 800. E pregătit semnalul. Voi să-mi spuneți ce facem. Mergem mai departe. Bravo, bravo. Îmi place. 800 de euro. Atenție, nu este grea deloc întrebarea, ar trebui să știi. 6 secunde, concentrează-te. Nu lăsa pe ultima fracțiune de secundă, da? Cezar, fii și tu pe fază, că ești de bază acolo, dar trebuie să spună Magda, tare, da? Uite, ca să aveți 5 secunde în plus de pregătire din literatură. Ultima întrebare de astăzi, ca să vă concentrați pe literatură. Da, un domeniu vast. Hai mă, nu se poate. Și aveți și șansa să nimeriți răspunsul în caz că nu știți. Asta nu. E, da, da, da. Nu asta se e poate. Fița în dimineața asta. Nu se poate să nu știi asta, nu se poate. Magda și Cezar. 800 de euro. 4.000 de lei. Bă, mulți. Da. Dacă știți răspunsul întrebării, în timpul cărui mare eveniment istoric se petrece acțiunea romanului Pădurea Spânzuraților? Primul război mondial. Cezar. Ești singur, Cezar? E războiul de independență? Cezar a fost foarte sigur pe parcursul. Cine a scris romanul? Pădurea Spânzuraților. Hai, nu cred. Da, nu știu, am văzut. Liviu. Așa, Livache. Și a fost o ecranizare faimoasă. Da. O ecranizare faimoasă. Sub semnătura marelui regizor român, Liviu. Victor Rebenciuc. Ciulei a fost regizorul și Victor Rebenciuc a fost Apostol Bologa. Era... Exact. Bravo. Una peste alta. Ce eveniment istoric era în film? Da. Era primul război mondial și Bologa treia să lupte... de partea cealaltă, da, cu frații lui români și da, asta a fost. I-am stricat lui Luca vreo 6 întrebări cu explicațiile astea. Nu, a fost foarte frumos, lasă. 800 de euro și un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul pentru voi în dimineața asta. Felicitări! La Bragantinu! Cum? Mulțumim! Cu plăcere! Ia spuneți cinstit, Cezar și Magda, dacă acum concursul ar merge mai departe și am zice pentru a 5-a întrebare, 1600 de euro, ați merge mai departe? Da. Dar la cât v-ați oprit? Da, mă, n-ai văzut că au zis că până la capăt... La cât s-ar opri întrebările? Tare! Bravo, mai rar ca voi! Felicitări! Felicitările noastre! Bravo! Un curcan românesc, pe lângă 800 de euro câștigați în această dimineață, un curcan de calitate oferit de Peneș Curcanul. Dacă vrei să încerci o alternativă mai sănătoasă la fripturile de porc sau de miel, acum vei avea ocazia, un curcan de 15 kg al tău pentru mese copioase alături de cei dragi. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă. In the morning, deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.